Mărțișoare, mărțișoare, sărut mâna doamnelor, sărut mâna domnișoarelor, vă pup pe suflet, dragile noastre femei, femei din viața noastră, femeia care face lumea să meargă înainte, femeia care face să răsară soarele și care azi, de 1 martie, merită un mărțișor. Un mărțișor este acest video, vi-l dedic în totalitate și sper să vă simțiți bine pe acordurile vocii mele. Bună dimineața și bine v-am găsit, să avem un început de primăvară frumos, să uităm de ce a fost, de ce a trecut, să trăim în prezent, că nu știm ce ne va aduce viitorul. Că și acum un an eram optimiști, dar ușor dezorientați și uite că a trecut un an de când în micul Wuhan, un chinez mâncă liliacul și de atunci cu toții am dat de probleme. O cafeluță bună de dimineață ca să punem motorașul în mișcare. Vă salut și vă aștept să vă adunați la acest video. Cafeaua de pe buymeacoffee.com oferită cu generozitate de, așa se semnează, Marchizul Șoanii de Maramu, să trăiești, mulțumesc, de Pavel din Nădlac, care zice, domnul Benea, v-am dat cafea, dar când aveți drum către Nădlac, intrați pe la mine, că vă dau și o pălincă, de-a Dumnezeu sănătate. Și tot cafea a dat și Marius Chioreanu, domnul Marius Chioreanu, domnul bas bariton de la opera română și de la alte opere. Mulțumesc și eu de la cafea, încep să... Da. Problema mărțișoarelor nu e una ușoară, că trebuie să vină cadou din suflet, nu poți să iei de pe tarabe ieftinăturile alea, chinezăriile alea, nu poți să iei. Acum s-au inventat alternative la mărțișor. Sunt vouchere, sunt creme, sunt tratamente, sunt city break-uri, adică mărțișorul românesc care pornea de la firul roșu al vieții și firul alb al purității, s-a upgradat mărțișorul. Problema mare la școlari și la preșcolari. Ce dăm de 1 martie doamnei educatoare, doamnei învățătoare? Ce dăm? Părinții disperați caută soluții, caută variante. Dar într-un județ din țară nu mai rețin. Cam și eu multe pe cap și am o vârstă la care memoria și nu numai începe să mă mai lase. Într-un județ din țară, într-o localitate din acel județ, o doamnă învățătoare preferă păcănelele. A băgat banii, fondul clasei a băgat banii la păcănele, bineînțeles că nu i-a mai scos, dar totuși, vezi, ai o idee clară. Pentru acea doamnă învățătoare, stop, nu cumpărăm vouchere, nu, nu, îi băgăm acolo două, trei mâini la păcănele. Pac, 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 Ana are păcănele. Da, merge, merge. Când știi, poți să te adaptezi, poți să inventezi, poți să brodezi, dar așa să mergi numai... N-avem zile ușoare, mai ales că până în nouă trebuie să ne alegem și baba. Vedem noi în ce zi de-am născut, facem socoteala și să vedem când ne vine rândul la babă. Vorba o Anelis, zice, mie nu-mi trebuie babă, că eu toată ziua am lângă mine un moș. Cafea bună de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Cafea bună după buget, cum zic eu, după buget. Zilele astea se votează sau nu bugetul. Am văzut-o pe doamna Raluca Turcan, șefa de la muncă, mergea într-o comisie să discute și era în pantaloni scurți. Ăsta e semn. Adică așa o să rămână și alocațiile copiilor noștri. Adio, pantaloni scurți. Este o carte frumoasă, bună de citit. Deci când bugetul e rupt în fund, ministrul umblă în pantaloni scurți și tot doamna Turcan a zis pe lista noastră de, mă rog, de viitor, nu neapărat de viitoare realizări, stă scrisă și propunerea ca personalul bugetar să se pensioneze la 70 de ani. Au mai fost idei de astea. Nu știu, e bine, e rău. La 70 de ani nu mai vezi bine monitorul să vezi, să joci soliter de după ghișeu. 70 de ani. Unde mai pui că până la urmă doamna care s-a pensionat la 42 de ani a fost reintegrată, e secretar de stat pe la interne sau nu știu pe unde. Așa că va fi nasol, te pensionezi la 70 de ani și după aia să revii iară la stat. Nu știu ce să zic, nu... Oricum, politicul bate funcția. Nu vedeți că și dacă ies de pe scena politică, ceva loc onorific ar trebui, trebuie să dețină. Cosmin Gușa a ieșit iară vineri sau când a fost joi, când au fost alegerile la judo, a ieșit iară președinte. Alegeri în Poiana Brașov cu batigarzi, că aia de la judo poate își scoteau chiminou și făceau niște demonstrații. Deci domnul Gușa e președinte la judo. Deși domnul Vizer, prietenul său, a dat de înțeles că, bă, Gușa ăsta nu-i făcut pentru sport,
totuși tot el a rămas președinte. Poate la final de mandat și domnul Rareș Bogdan se înscrie în Asociația Judoiștilor de Pretutindeni, că în cea trendsetterilor este de mult Orlando Teodorovici, ministru și el pe vremuri la economie în guvernele PSD, a ajuns trezorier la rugby. Băi, eu v-am mai zis asta când eram student. Un coleg care fusese prefectul studenților, senatorul studenților, senatorul micilor, senatorul fleicilor, care fusese din prima zi de facultate numai funcții și a păstrat funcțiile și la și în facultate, și când își urma studiile de master și la doctorat, tot avea ceva funcție în mișcarea studențească. După ce a devenit proaspăt soț și a mai stat și după doctorat o vreme în cămin cu soția în cameră de doi, totuși, ca să nu-și piardă el demnitatea și prestigiul, avea la el cheia de la mașina de spălat. Deci trebuia să treci pe la domnul fost prefect al studenților să ceri cheia de la mașina, de la o sală unde era mașina de spălat. Asta e o boală. Orlando Teodorovici, trezorier la rugby. Trezorier la rugby. Ăsta ce-a aflat acolo? Că se fac banii la grămadă sau cum? Facem un mol și de pe aripa stângă din uvertură băgăm niște bani în trezorerie? Pe principiul ăsta poate dar fi nici exclus, ca domnul Iordache. Domnul Iordache să fie consilier onorific la Federația de Curling. Care e problema? Altă întrebare, Federația de Curling, care... Dar la LPF, la Liga Profesionistă de Fotbal, îți mari dezbate. Vor să modifice legea aia care spune că n-ai voie cu alcool pe stadion și vor să dea drumul la bere. N-avem bani, nu vrem avere, pe somer să curgă bere, să fie vândută berea în stadion, în incinta stadionilor când joacă ai noștri în Liga 1. Bă, îți de acord cu asta. La cum joacă, la ce joacă, e nevoie de câteva beri ca să vezi jocul. Băi, dacă bei vreo 10 beri, nu contează că să chindia cu Argeș, cu Botul, nu contează, tu vezi Champions League. Hai, dă, ești bun, vreau, ești... O să mai bage a mei petarde în fund pe stadion, o să intre cu o cinzacă de vodcă ca să pună lângă bere. Eu zic că e o inițiativă bună, mai colorează, da, sportul, ăsta e sportul. Sidonia Sas a intrat în trupa războinicilor la Survivor România pe canal de Socra Încântată. Unde mai găsești o tipă care să aibă 3 de SZ în nume și prenume? Sidonia Sas cu SZ. A zis că o să facă ea ordine printre războinici, o să-i distrugă pe ceilalți, pe vedete, și o să iasă ea campioană. Nu. Măcar la Survivor România mai vezi cât e un sport, mai vezi cât e un contact. Că-s multe în cazuri pe lume. De exemplu, Vlad German o iubește în continuare pe Cristina Ciobănașu și ea nici nu-l bagă în seamă. Nu știți cine e fostul cuplu? Din cine e format și cu ce se ocupă, nici eu, dar am tot văzut în ziarele astea de scancan, cancan plus scandal, scancan. Vlad German încă mai tresare după Cristina Ciobănașu, dar păi se tresară. Mătura e aici, da? Nu i-o pleca dimineață la socră, trebuie să-i o repar. Am zis, bea o cafea și tu de pe buymeacoffee.com/nicuben. 2000 de lei amendă, dată de jandarm unui preot în gara din Cluj. Lungul drumul Glujului, mai greu a amendatului. Un preot își conducea familia la tren și n-avea mască. Când ești cu sarsanalele pline, nu mai e chef de mască. Jandarmii au înțeles situațiunea, i-au dat doar un avertisment. Și preotul, în generozitatea lui, cum să-i mulțumească? S-a gândit cum să-i mulțumească și a zis, vă doresc să ajungeți în rai cu toată familia. Băi, și atunci s-o șucărit jandarmul și i-a tras o amendă de 2000 de lei preotului. Omul a fost bine intenționat. Nu a zis, amu, să ajungeți în rai cu familia. A zis, când o să fie, să ajungeți cu toată familia în rai. Păi ce ne facem? Părintele Cleopa, când îi veneau pelerini, ce zicea? Cum încheia orice întâlnire cu pelerinii sau orice predică părintele Cleopa? Mâncava în raiu. E și titlul unei cărți scrise de părintele Cleopa. Mâncava în raiu, da? Păi ce însemna asta? Că numai amendă după amendă încasa părintele. Deci... litera legii și spiritul legii, cum zicea mitropolitul Bartolomeu, dar am intrat pe terenurile astea ale credinței, care trebuie să fie în sufletul fiecăruia, așa că nu vă mai pisez. Doamnelor, domnișoarelor, o primăvară sublimă. Vreau să vă văd zâmbetul pe fețe, mascați sau nemascați, când ieșim pe străzi, când ne întâlnim la cozi,
la plătit de impozite, apropo, trebuie să plătim și impozitul pe clădiri și pe da, vreau să vă văd zâmbetul. Dacă voi zâmbiți, primăvara vine. Dacă voi sunteți fericite, lumea merge înainte. Mulțumesc pentru urmărire, o săptămână ușoară și o primăvară superbă vă doresc!